Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport, alături de mine domnul Bogdan Costea, manager agricultură pentru Europa, Orientul Mijlociu și Asia, cadrul companiei Carmius. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Nu ne-am întâlnit de ceva vreme, dar iată că e momentul, mai ales că oamenii au început campania de toamnă, iar produsele pe care voi cei de la Carmius le oferiți sunt soluții tocmai pentru a-i ajuta să aibă un sol mai bun, să facă o agricultură mai eficientă. Haideți să încadrăm discuția noastră la momentul ăsta pe care fermierii îl traversează. Da. După cum știm, avem un an greu și avem regiuni cu al treilea, deja în al treilea an greu, cum e zona de Moldova, de exemplu. Avem regiuni în România cu al doilea an greu, cum e zona de sud, și avem regiuni cu un an devastator de greu, cum e Oltenia, de exemplu, o particularitate a zonei de sud. Lucrurile nu arată foarte bine din punctul ăsta de vedere. Toate aceste aspecte, până la urmă, atacă exact ceea ce nu ne dorim, adică producțiile, bugetul fermierului și dezvoltarea lui efectivă. Tocmai de asta, ei de fiecare dată caută soluții. Dar cred că ar fi cel mai bine să începem cu baza. Adică, fermierii români sunt de obicei foarte deschiși la minte. Chiar suntem martori a unui amalgam de tot felul de produse pe piață. Toată lumea vinde orice, toți cumpără orice, toate sunt bune și aici așa mai departe. Aici e o problemă. Da, problemă e o problemă mare. E o problemă mare, vedeți dumneavoastră, pentru că cine își face un marketing mai bun, ăla are un produs care se vinde mai mult, cel puțin, un an de zile. Că atâta, de obicei cam atâta durează. Un an, doi, după care... dacă fermierii n-au rezultate, uită și te trece mai departe. Vine altă firmă cu alt produs, cu altă bacterie, cu altă ciupercă. Cine știe ce mai inventează și despre ce mai e vorba. Pentru că na, e o piață liberă și avem tot felul de amalgamă de genul ăsta. Într-adevăr, unele povești prind, fermierii le cred, altele mai puțin, dar ce e foarte important e că fermierul român ar trebui să întindă ușor așa spre sustenabilitate. Asta poate să însemne și zero. Corect. Deci poate să însemne și zero îngrășăminte, poate să însemne și zero, dar poate. De ce zic poate? Pentru că, vedeți, aici sunt mai multe aspecte. Ca să-ți permiți vreodată să faci zero ceva, să nu introduci nimic, în primul rând trebuie să ai solul perfect. Că noi lucrăm cu solul, nu lucrăm nici cu culturi hidroponice, nu lucrăm nici în sere, nici în solare. Avem solul. Ăsta e al nostru. Corect. Și aici avem o problemă. Și problema e în felul următor. În primul rând pleacă de la nivel de România. Credeți-mă, e singura țară pe care o am în portofoliu unde nu există o analiză a solului obligatoriu. Dacă ar exista, și aici ar fi o problemă, pentru că avem o problemă de parametri care îi analizăm, că fiecare firmă, la fel ca amalgamul ăla cu produse care vă spuneam, fiecare firmă analizează ce elemente dorește, că mai nou așa se face, și fermierul până la urmă nu înțelege nimic. Oricum limbajul în care se exprimă aceste analize de sol, să înțelegeți, e un limbaj de lemn. Pentru că îi arată fermierului, ai 18 ppm de fosfor la hectar. Și fermierul zice, băi, oare câte kilograme de 20-20-0 să aplic eu la... Ia să consult eu Facebook-ul. Partea asta pe care sau de care nu beneficiază fermierii sau nu corect spus, la care apelează puțin, partea de consultanță, aici cred că ar juca un rol foarte important, consultanță făcută de către un specialist, nu de către un vânzător, că cel care vinde normal, că pixul ăsta poate să spună că dacă îl încorporezi în sol, îți produce nu știu ce cantitate în plus. Și să știți că ați găsit fermieri care ar crede lucrul ăsta. Bun, da, să trecem peste. Să trecem, da. Deci, avem solul respectiv. Înainte de a face, e foarte, foarte important să analizăm cum vom face analizarea.
În primul rând, ai nevoie de fermier ca să o faci. Nu există o companie care îi arăți câmpul și zici du-te și strânge, recoltează proba X. Sau vezi că am solul acolo și vezi tu, iei tu 20 de probe, 20 de înțepături la 5 hectare și rezolvăm. Nu, nu. În primul rând, ai nevoie de fermier ca să zică că el știe uniformitatea acolo. El știe că pe bucata asta nu-i plouă sau pe bucata asta se lucrează mai greu sau pe bucata asta e diferită, că a văzut el de-a lungul timpului. Și atunci poți să faci o diferență foarte mare, să iei o probă separată de pe bucata asta și să nu o mixezi cu una de pe asta, că știți cum e. E ca în aia, că am pe aici un pH de 5, unul de 7, la mijlocul sunt la 6, e bine, dar nicăieri nu-i 6, știți? Era altfel, știam eu, plita era. E o glumă. Da. După ce ai trecut de aspectul ăsta, să zicem că totul e în regulă, ai stabilit punctele, să zicem că ai prelevat, atenție, la regimuri hidrice optime, adică nu te apuci când vrei tu și prelevezi probe de sol, pentru că apa și dizolvă proba respectivă și aviz amatorilor pentru azote să ne mișcăm repede. Nu merge că îl ținem în portbagaj câte o săptămână, două săptămâni, pentru că ăla se duce ba acolo, ba acolo. Așa că nu-i bine. Cum ai desfăcut punga? Cum o zburat? Că asta e treaba. Levigă. În jos și se degajă în sus. Că de asta avem protoxid de azot și de 300 de ori mai mari probleme cu fiecare tonă de protoxid de azot versus o tonă de dioxid de carbon. După aia, să zicem că am trecut și de pasul ăsta. Foarte important, solul meu. Păi, solul meu trebuie să fie masă supra volum. Adică, eu dacă am, de exemplu, un hectar, care știm că are 100 pe 100 metri, da? Am 10.000 de metri pătrați. Iau, să zicem, la o adâncime de 0,2, da? La un calcul matematic îmi ies 2.000 de metri cubi, că calculez în metri cubi, nu în tone, momentan. Ei, deci, 100 ori 100 ori 0,2 metri, ai 20 de centimetri. Uh-huh. Și ai 2.000 de metri cubi. Atenție! Toate companiile dau să meargă, e foarte bine, metru cub și tonă, e același lucru. Păi nu-i bași chiar același lucru, că pentru asta trebuie să știu densitatea și se numește densitatea aparentă, care nimeni nu o face. De ce? Păi pentru că ei cred că e complicat, că ne trebuie utilaje speciale să o facem. Ce înseamnă densitatea aparentă? Deci gândiți-vă la densitate, deci masa asta, am o densitate fixă, dacă intru cu un cilindru în ea, am o densitate fixă, e aceeași. Dar solul nostru are porozitate. Corect. Având porozitate, eu nu pot să-l bat cu ciocanul și să iau proba respectivă. Tocmai de asta se numește densitatea aparentă. Adică am intrat cu un volum dinainte știut, de exemplu cu un litru, am intrat, am luat, am prelevat proba respectivă, după care am cântărit-o. Exact, după care am cântărit-o și am văzut acolo. Și poate să-mi dea 1, poate să-mi dea 1,2, poate să-mi dea 1,35 pe solurile mai grele, 1,5. Și mă trezesc că eu, de fapt, pe solul ăla, eu n-am 2.000 de tone. Eu, de fapt, am 2.000 înmulțit cu 1,5 și am 3.000 de tone. Și o diferență, pentru că atunci se modifică și rezultatul respectiv de fosfor. Adică nu mai pot să mai am 10 miligrame pe respectiv 10 ppm-uri, care, by the way, înseamnă miligrame per kilogram de sol, care după aia poți să o transform, dar nu prea știu, asta este. Pot să vă explic și aia, dar bănuiesc că nu vreți să intru chiar atât de mult. Să știți că e foarte important și cei care fac analize de sol ar trebui să le explice fermierilor și lucrul ăsta. Să zicem că am trecut de lucrul ăsta, da? Știm exact câte kilograme la hectare. Iertați-mă că vă întrerup. Cei care ar trebui să facă lucrul ăsta, spuneți dumneavoastră că sunt cei care sunt îndrituiți, dar fermierii au habar de lucrurile astea, adică stăpânesc cât de cât. Aici e o problemă, că mi-e teamă că foarte mulți sunt ușor de păcălit, de dus de nas, tocmai din cauza faptului că nu au toate elementele astea foarte proaspete în minte, ca să nu zic altceva. Ați intuit bine. Să știți că, într-adevăr, observăm că abundența asta de date, câteodată îi zăpăcești. Adică tu, ca fermier, ai văzut acolo tabelele, ți-ai făcut analizele, tu l-ai bifat. Ai bifat respectivul, gata, ești în regulă. Fără să te uiți puțin mai în detaliu, da? Fără să-ți explice cineva, să zică, să spună, bă, 10 ppm înseamnă, de fapt, 10 mg per kilogram de sol, care înmulțit cu ce am zis eu, cu densitatea și așa mai departe, îți vin 38 de kilograme de fosfor la hectar. Deci, dacă cultura ta de
grâu îți consumă 10, asta înseamnă că tu ai pentru 3,8 tone. Și scurt, ai terminat. Dar ar trebui și să vină cineva să le explice lucrul ăsta. Ei, noi cam încercăm să facem din ce în ce mai mult, numai că suntem într-o piață mare, ce să vă zic, nu acoperim chiar pe toată lumea. Pe toată lumea. Vroiam să vă întreb, apropo de aria dumneavoastră de activitate, am văzut că vă ocupați atât de partea asta de Europa, Orientul Mijlociu și Asia. Acolo lucrurile din punct de vedere al fermierului sunt mai clare, mai concise vis-a-vis de deciziile astea pe care trebuie să le adopte? Observăm în Vreau Europa... Vreau să vă dau seama cam unde ne poziționăm noi. Cum să vă spun? Noi ca și Europa, pe medie, iarăși vorbim pe medie, ne poziționăm bine. De ce? Pentru că Europa Vestică în special și chiar mai nou și centrală sunt angrenate în astfel de cunoștință pentru că ele impactează pe buget. La ele nu merge că, de exemplu, în Ungaria nu poți să te duci la fermier că anul ăsta aplici bacterii, dar le aplici pe un sol acid și ele mor și peste 3 luni s-ar putea să nu te ajute cu absolut nimic. Și te trezești că, bă, ce să fac? Ei n-au situații de genul ăsta. Ei au analize de sol care este pe 4 ani și văd foarte clar, domnule, am asta. Asta trebuie să fac. Își adaugă și aciditatea hidrolitică sau CEC, capacitatea de schimb cationic. La noi e totuși o analiză scumpă. Dar aciditatea hidrolitică, tot o promovăm noi puternic, masiv, de 9 ani, că e ieftină și îți arată exact parte fizică și parte chimică a solului ce ar trebui să știi elementar. Bun. Restul. Dacă mă duc mai sus, în Franța, Italia, de exemplu, că am zis mai sus, da, așa? Da. Vedem acolo că cooperativele agricole sunt implicate masiv în lucrul ăsta, în ceea ce facem noi, de exemplu, acum. Adică un fel de, educare, dacă pot să spun așa. Deci trec peste aspecte de comerciale și discută de educarea fermierilor, cărora le arată tot felul de soluții și fiecare dintre ei își face astfel de analize și cooperativa are un rol foarte important de la A la Z, de la input-uri până la fiecare produs, ce are nevoie de la fiecare fermier. E mai simplu. Ei, dacă ne îndepărtăm un pic și discutam de Orientul Mijlociu, hai să mergem puțin mai departe, să mergem spre India, să mergem spre Thailanda, de exemplu. Să știți că au agricultură performantă. N-ai crede așa ceva, da. N-ai crede lucrul ăsta, dar gândiți-vă numai la un lucru. În India, legislația privind dronele agricole, utilizarea dronelor agricole, are 10 ani. La noi nu e încă. Deci la nivel de Europa, deci am trecut deja de România, nu mai are rost. Deci la nivel de Europa avem o problemă și la asta, la legislație. Ei au soluții pentru aplicare cu dronele, au ierbicidele, pesticidele, toate de așa natură orientate spre microvolum. Da, pentru că ești cu dron, ai 8 litri, 10 litri, 30, mai nou 50 și gata, te-ai oprit acolo. Tu trebuie să ai soluțiile și în special aici avem o problemă gravă la fungicide, pentru că fungicidele necesită de obicei apă mai multă și aici e discutabil. Ei, India o are și o are de 10 ani, vă spuneam. Sunt destul de avansați. La capitolul soluri știu lucrurile elementare, adică au un pH, toți își fac un pH și cam știu despre ce-i vorba, își fac câteva analize în mare, azot, fosfor, potasiu, materie organică, lucruri care impactează direct. Dar cam toți au pH-ul și toți lucrează sunt coordonați. Au o consultanță, au niște, dacă pot să spun așa, niște specialiști avizați pe care îi ascultă, adică cei cu școli, cum le spun ei, un fel de experți, doctori în plante. Oamenii ăștia sunt ascultați, sunt crezuți, sunt... Au credibilitate, da, au credibilitate. În rândul fermierilor. Exact, da. Exact. La noi, exact. Din păcate, e un amalgam. Nu știu de ce s-a ajuns în situația asta sau, de fapt, anticipez, pentru că au fost foarte mulți neserioși care s-au erijat în altceva decât ceea ce sunt cu adevărat și i-au păcălit pe oameni, iar de aici a dispărut și încrederea. Da. Probabil că așa s-a întâmplat. Da. Haideți să luăm 10 secunde de publicitate ca să nu părem nici noi neserioși vis-a-vis de partenerii noștri și revenim.
Un pas înainte reprezintă pentru noi încrederea partenerilor noștri în produsele oferite de Universal Group. Suntem partenerii cultivatorilor care își doresc produse de calitate. Am revenit în direct. Lăsând partea asta de analize de o parte, ce soluții aveți voi cei de la Carmios? Bun. Deci, în primul rând, aici vă povesteam de bază. Am terminat cu analizele, am văzut acolo unde stau ca și pH. USDA, care e Departamentul de Agricultură a Statelor Unite, vine și le spune fermierilor, pentru că și asta e diferența, vedeți, că au niște autorități care vin și le spun, bă, vrei să ai optim de producție la porumb? Bă, dacă vrei, uite, astea sunt influențele legate de pH. Și toată lumea poate să le găsească, să se uite la, pe internet, la influența pH-ului sau la recomandările USDA vis-a-vis de pH. Și o să vedeți acolo că fermierii, dacă vor 100% producție, deci cum ar veni optim, trebuie să aibă un pH neutru între 6,8 și 7,2,3,4 și acolo s-a oprit. Aia este limita. Asta e dezideratul maxim. Ei, din câte vedem și noi și din tot ceea ce facem, vedem că lucrurile astea nu se întâmplă și la noi nu e cazul, cel puțin la nivel de România discutăm marea majoritate de soluri acide, discutăm de soluri compacte, pentru că compactarea mai nou devine o problemă gravă, chiar și în zonele astea de sud, de Câmpia Română, unde nu se punea problema de așa ceva, chiar și pH-uri acide găsim aici, deci e o aberație. Și aciditate hidrolitică foarte mare. Asta ce înseamnă? Înseamnă că am un exces masiv al argilei. Argila asta, să știți că nu-i foarte rea. Îți dă într-adevăr solul greu, lucrezi mai greu, ai un consum de motorină mai ține mare. Ține apa. Ține apa, dar o și pierde foarte repede. Da. Dar partea bună la ea este că are niște elemente acolo în ea, între agregate, în mormorilorici și așa mai departe. Și ai acolo fosfor, ai acolo potasiu, care, dacă am aplicat calciu, de exemplu, le-am scos. Și solul devine afânat. Că de asta... Noi când aplicăm teracalco, ăsta e primul lucru care ne zice fermierul, bă, solul se lucrează altfel. Altfel îmi vine apa în el, îmi intră și mi-o ține mai bine, parcă simt că e un burete. Când calc, vin exact. Cu piciorul, calc și revine. Este incredibil. Și nu e până la urmă nimic minunat, se numește reacția de floculare, e ceva logic. Asta face oxidul de calciu în momentul când îl pui cu apa, deci transformă solul. Practic, agregatele astea de argilă, toate se unesc, nu mai sunt în stare cum sunt ele de obicei, se unesc și formează niște agregate rotunde care sunt capabile să păsteze apa și aerul. Adică solul nostru devine poros. Și vedeți, aici vin lucrurile interesante, pentru că odată ce am sol poros, eu păstrez apa. Discutăm de irigații. Toată lumea discută de irigații, da, sunt foarte importante, sunt cele mai importante. Dar dacă eu nu sunt capabil să păstrez apa în sol, degeaba fac irigații, nu se mai numesc irigații, se numește risipă de apă. Deci eu, solul meu, în primul rând, trebuie să-l transform, trebuie să-i fac din structura aia de compactă. De aici trebuie plecat prima dată, de la sol și mi se pare normal fiind resursa cea mai importantă. Da. Așa este. Trebuie să-l transform, să-l fac din structura aia compactă, grea, într-o structură granulară. Ei, după ce am făcut structura aia granulară, de-abia atunci pot să mă gândesc la următoarele aspecte, pentru că odată ce am structura granulară, am porozitate, având porozitate, am viață microbiană, am microorganisme, am vietăți în sol, am nevoie de extra bacterii, că mi se formează, că solul meu e ideal, am porozitate, am tot ce vreau. Ei, altfel îmi reține apa, dacă îmi reține apa, vietățile au cu ce să trăiască, automat le-am dat tot ce vor. Deci, ele mai departe, dacă aplic și restul de măsuri, adică vin cu culturi de acoperire, vin cu rotații, atenție, pe adâncime diferite, că nu fac rotațiile așa că trebuie să le fac, le fac pe adâncime diferite, ca să fac o structurare, iarăși. În special cu leguminoase, intru după aia cu culturi de acoperire cu leguminoase ca să am un pic de azot, să ajut puțin. Pot să ajung la niște lucruri, da? Pot să ajung la niște cantități mai mici de îngrășământ. Aici contează foarte mult ce vreau eu. Că dacă vreau să obțin 5-6 tone, pot. Dacă vreau să obțin 20, nu pot. Pentru că, cum să vă zic, trebuie să vedem și potențialul solului nostru. Da? Corect. De aici trebuie plecat. Până la urmă și cât poți câștiga ca și eficiență, ca și productivitate.
Așa este. Unde poți duce și tacheta. Așa este, că până la urmă nu vrem și n-ar trebui să vrea cineva să îl împovăreze pe fermier. Ideea este să îi transforme, să-i facem solul de așa natură încât să fie productiv. Și dacă îl fac să fie productiv, adică fizic este optim, cum spuneam mai înainte, chimic este optim, adică sunt la pH-ul ăla între 6,8 și 7,2, 7,3. Aciditatea hidrolitică este optimă, adică între 0 și 1. Deci am un sol afânat, e bine, toate lucrurile sunt bune. Ei, asta înseamnă că solul meu îndeplinește toate criteriile să fie optim pentru planta de cultură. Asta înseamnă că consumurile specifice de macro și microelemente pentru fiecare tonă care mi-o produce vor fi mult mai mici decât în cazul oricărui alt sol. Pentru că dacă îl compar, de exemplu, cu un sol acid, acolo e jale. Deci pe solul acid, dacă, de exemplu, vorbind un sol acid, și sunt marea majoritate, credeți-mă, din România, marea majoritate despre care discutăm sunt soluri acide. Ei, când discutăm acolo, de exemplu, de probleme serioase, acolo ar trebui, cred că, în primul rând, să se gândească la, da, e adevărat, azotul e primul, dar după aia imediat e calciu. Să uite de fosfor, de potasiu și așa mai departe, pentru că dacă am un sol acid, de exemplu, și dau optim fosfor, optim potasiu, dar el n-are calciu, vă garantez că o să aibă producție mai mică decât parcela care e pe sol acid, are calciu și n-are fosfor cât trebuie sau potasiu cât trebuie. Bun, haideți să luăm și noi publicitate, că avem câtă trebuie. Luăm o scurtă pauză comercială, revenim după.